Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă lecție de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi vom stabili relațiile dintre procesele implicate în realizarea funcțiilor de relație la om. Funcțiile de relație asigură integrarea organismului în mediul său de viață. La realizarea funcțiilor de relație participă următoarele sisteme: sistemul nervos, sistemul endocrin, organele de simț, sistemul osos și sistemul muscular. Între aceste sisteme se realizează o serie de relații. Organele de simț recepționează stimuli din mediul nostru de viață și, prin structuri specializate, transformă energia lor în impulsuri nervoase. Impulsurile nervoase vor ajunge prin căi ale sensibilității la sistemul nervos central. Sistemul nervos central prelucrează informațiile, elaborează senzații și emite comenzi, care prin căile motorii vor ajunge la efectorii care vor executa comenzile. Sistemul osos și sistemul muscular execută comenzile elaborate de sistemul nervos central, realizând mișcarea. În cadrul mișcării, oasele sunt componente pasive, în timp ce mușchii sunt componente active. Dacă sistemul nervos are rol în special în reglarea activității musculare și a glandelor secretorii, sistemul endocrin reglează în special funcțiile metabolice, respectiv procesele biochimice de la nivel celular.